Protestămblar în fața ambasadei azerbaijanului la Paris. Cetățenii armeni din Franța ar fi atacat clădirea cu gardul de protecție aflat în fața în gardul de protecție. Cel care a fost cel care a anunțat atacul a fost chiar ambasadorul Azerbaidjanului la Paris. Atacul a avut loc în Franța la ambasada Azerbaidjanului din Paris. Din imagini se vede cum baricada este îndepărtată din fața clădirii, iar unul dintre atacatori lovește ușa ambasadei în încercarea de a sparge ușa. Acesta este susținut și aplaudat de ceilalți protestatari care au venit cu pancarte și cu steagul armean pe umeri. Cel care a făcut publice imaginile cu atacul asupra clădirii este chiar ambasadorul Azerbaidjanului la Paris, Rahman Mustafaev. El a remarcat că guvernul francez a ignorat cererea părții azer de a asigura securitatea misiunii diplomatice. Atacul vine în contextul în care, la începutul acestei săptămâni, Azerbaijanul a lansat un atac asupra Armeniei, invocând o tentativă de sabotaj armeană. Armenia și Azerbaidjanul sunt blocate de decenii într-o dispută asupra regiunii Nagorno-Karabakh, istoric populată majoritar de armeni.